2023 poate fi catalogat drept un an bun dacă ne uităm la zilele libere acordate de stat. Ziua Muncii 2023 este sărbătorită într-o zi de luni, astfel că românii se vor bucura de o nouă mini-vacanță. Deși în mod normal zilele libere de la stat sunt asociate cu angajații care lucrează la stat, cu mici excepții, zilele de sărbători legale trebuie acordate tuturor angajaților din România. Codul Muncii prevede că cei care lucrează în zilele de sărbători legale trebuie să-și recupereze ulterior timpul de odihnă cuvenit. Restul zilelor libere de anul acesta sunt 1 iunie, ce cade într-o zi de joi, ziua copilului, 4 iunie, duminică, rusaliile, prima zi, 5 iunie, luni, a doua zi de rusalii, 15 august, ce cade într-o zi de marți, adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie, adică joi, Sfântul Andrei, 1 decembrie, vineri, ziua națională a României, 25 decembrie, luni, prima zi de Crăciun și 26 decembrie, marți, a doua zi de Crăciun. Parlamentul a votat încă două noi zile libere din 2024. Este vorba de un document în care prevede că zilele de 6 și 7 ianuarie, sărbătoarea botezului Domnului și soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, să fie declarate zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Documentul a fost votat miercuri în ședința de plen a Camerei Deputaților, care este for decizional cu 193 de voturi pentru și 65 împotrivă.